Bun găsit la știri! Iar s-au întâlnit degeaba. Astăzi ar fi trebuit să aflăm cum se vor comasa alegerile, dar ședința s-a terminat fără o concluzie, pentru că, spun gurile rele, nu s-ar fi înțeles liderii coaliției în privința candidaților. Așa că, deși ar trebui să înceapă în curând campania și candidații pentru alegerile, primele alegeri cel puțin vor să știe și ei ce fac, partidele din coaliție nu par să se înțeleagă pe unele chestiuni esențiale. Și comentăm pe această temă cu invitații mei, acum în legătură telefonică directă cu noi, colegul nostru Dan Bucura, realizatorul emisiunii Selectiv, și de asemenea în legătură telefonică directă cu noi și din partea PNL, domnul Virgil Guran. Îi salut pe amândoi și le mulțumesc foarte mult că au acceptat invitația noastră. Română, bună seara! Și aș începe cu dumneavoastră, domnule Guran, ca să ne lămuriți ce s-a întâmplat în această seară și dacă sunt șanse să se lămurească lucrurile vineri. În mod normal ar trebui să se lămurească, pentru că, sincer, acum lăsând la o parte ce se povestește, că sunt avantaje pentru anumite partide, dezavantaje sau ceva de genul acesta cu această comasare, să-mi spună cine se pricepe, cum facem noi 4 runde de alegeri din 29 septembrie până în 15 decembrie și să și respectăm legea cu o lună de campanie, cu o pauză până când omologhez rezultatele și așa mai departe. Deci, acum, eu trebuie să recunosc un lucru. Cred că trebuia să ne gândim mai devreme să rezolvăm această problemă, că știam de ceva timp că vor fi toate alegerile într-un singur an și că se înghesuie toate. Deci trebuia un pic să anticipăm acest lucru, dar, sincer, la problematica existentă în momentul de față în țară, la problemele financiare pe care le are nu numai România, toată lumea, la inflație și așa mai departe, cred că alegerile au trecut pe planul 2, dar acum trebuie să le facem, nu este o problemă. Dar, domnule Guran, problema cea mare e legată de comasări sau de candidați? Că poate, de fapt, nemulțumirile sunt legate de candidații de la Primăria Capitalei, de exemplu, unde știm că e o miză foarte importantă și că sunt niște personalități puternice. Bine, acum fiecare partid își face calcule. Este clar că se ia în calcul și cine e candidat și cine are șanse și așa mai departe. Dar, în esență, vă spun, indiferent de ce vrem să, ce avantaje vrea un partid sau altul, dacă nu găsim o soluție de comasare, nu văd practic cum vom face noi 4 runde în 2 luni și jumătate. Deci nu văd, efectiv, ca să facem, să respectăm și legea cu ce înseamnă campanie electorală, pauza respectivă, că ați văzut că uneori rezultatele se ajunge la o concluzie referitor la rezultate, mai ales când sunt contestații și într-o săptămână, două. Deci nu este timpul necesar, efectiv. Deci trebuie să găsim o soluție. Bine, față de ceea ce trebuia să fie în iunie alegerile locale, a intervenit pandemia atunci și a trebuit să le ducem în 28 septembrie. Ce să facem? Asta e situația. Dar, sincer, cred că vom găsi o soluție, nu din asta se rupe coaliția, nu se va rupe. E adevărat că la nivel de județe coaliția este ruptă, vă spun foarte sincer, la mine la Dâmbovița am rupt coaliția cu PSD-ul, pentru că nu ne putem înțelege, că au impresia că sunt stăpâni pe acolo, dar la național respectăm coaliția și vom merge mai departe. Și dacă nu vă înțelegeți cu PSD-ul, cu cine vă înțelegeți? Acolo unde... La Dâmbovița ne înțelegem cu PNL-ul, că este cel mai bun partid care ar putea să conducă județul. PNL-ul. Astăzi sunteți PNL-ul. Adică unde sunt eu președinte acolo. Am înțeles asta, dar deci bine. Nu aveți o colaborare cu PSD-ul, dar bănuiesc că aveți o colaborare cu alții, cu USR sau cu alții. Nu. În Dâmbovița există două partide, PSD și PNL. Noi acolo, și este bine că există putere, opoziție. Sper eu să devină și ei opoziție, să vadă ce înseamnă să conduci un județ și să dezvolți un județ care a rămas în urmă rău de tot în această enclavă puternică, Prahova, Argeș, București, Brașov. Numai noi am rămas în urmă la Dâmbovița. Dan Bucura, dacă ai o întrebare pentru domnul Guran legată de ce s-a întâmplat astăzi și de ce sperăm să se lămurească vineri. Bună seara tuturor, în primul rând. Da, eu aș putea avea multe întrebări pentru domnul Guran, dar tocmai pentru că mi se pare un om sincer și îl urmăresc de mult, nu o să pun întrebări la care știu fie că nu are răspunsuri, fie că nu poate da răspunsuri.
Așa că haideți să mergem mai departe și să ne rezumăm la ce avem efectiv. Spuneți-mi la ce vreți răspunsuri, că eu vă dau. Păi, chiar domnul Gura, de exemplu, la negocierea de astăzi, la ce anume punctual s-a blocat această negociere? Că lucrurile ar fi simple. PSD-ul trebuie să accepte ideea cu comasare, mai ales asta cu localele și cu europarlamentarele. Și ce vă cer ei de nu le puteți oferi? Acum, sincer să fiu, nu am fost la acea negociere, dar pot să dau presupusul, dacă-mi permiteți. Că n-am să vă adresez întrebări. Dacă îmi permiteți, nu vă permit, pentru că dacă n-aveți răspunsuri, nu facem decât un joc. Nu, pot să vă spun ce gândesc? Ah, ok, așa sigur. PSD-ul vrea tot. Deci PSD-ul vrea tot. Cred că acolo nu ne-am înțeles. Un partid rău, ticălos, pe care l-ați luat la braț, iată ce oameni răi vor tot. Asta e, cu cine puteam să facem? Spuneți-mi dumneavoastră, cu cine puteam să facem treaba respectivă, atâta timp cât USR-ul, vă spun ceva, tot timpul nu înțelegeai ce vor să facem și cum să conducem, iar cu aurul nu se poate. Asta este. Sunteți blestemați cum ar veni, domnule Guran, în ghilimele, evident. Dar, deci înțeleg că vine... Eu am votat împotriva acestei alianțe cu PSD-ul, dar recunosc că matematic doar cu ei puteam să facem. Da, domnule Guran, aș avea eu o întrebare scurtă. Vineri se lămuresc lucrurile sau o luăm iar de la capăt săptămânile viitoare? Nu sunt convins că se lămuresc, sigur să lămuresc până pe 10 martie, pentru că după aia nu mai avem timp cele 90 de zile să stabilim ce avem de făcut. Da, Dan Bucura, care crezi că e de fapt explicația? Care e teoria ta? Că până acum am primit niște semnale. Putem bănui că are legătură cu una dintre primăriile importante. Eu pot să vă spun mai multe lucruri, unele pe care le știu pe surse, altele care reprezintă o analiză personală, așa cum și domnul Guran și-a spus tot o opinie personală, neavând acces la niște informații, să-i spunem, de grad zero. Eu pot să vă spun în felul următor, că există niște linii roșii pe care niciun partid dintre cele două care negociază azi nu le vor trecute. Una dintre linii roșii este această comasare a europarlamentarelor cu localele pe care o doresc cei de la PNL. Și mai puțin nu știu cât neapărat cei de la PNL, cât președintele Klaus Iohannis. Nu știu dacă v-a spus asta cineva până acum, dar vă spun eu că sunt telespectatori inteligenți la B1 și merită să le spunem niște lucruri. Marele câștigător al unor alegeri în care PNL-ul la europarlamentare ia un scor cât mai mare este președintele Iohannis, pentru că după acele alegeri se vor împărți la nivelul marilor grupuri parlamentare din Parlamentul European posturi și funcții. Iar acolo avem trei mari jucători, da? Avem PP-ul, avem socialiștii și avem Renew-ul. Acolo, posturile, după ce se clarifică rezultatele alegerilor, se împart un algoritm extrem de clar și de simplu. Numărul 1 ia primul bilet, prima tragere, numărul 2 a doua, numărul 3 a treia. Renew se află astăzi într-o foarte mare scădere și s-ar putea să nu mai ia nici măcar a treia tragere, ca să spun așa, în ordinea împărțărilor, ci a treia să o ia PP-ul. E un pic tehnic, dar credeți-mă că ceea ce vă spun eu nu v-a spus nimeni până acum. Dacă PPE-ul va avea și opțiunea 1, să spunem, și opțiunea 3, asta înseamnă că acea construcție politică va avea două funcții extrem de importante. Pe cale, la fel de logică și de rațională, una va veni către Europa de Est, către țările din Uniunea Europeană ale Europei de Est. Și asta cred că deduceți cu toții la ce se referă. Adică unul din posturile importante pe care îl va trage PPE-ul va ajunge probabil la președintele Iohannis. Punct. Sigur o să-mi spuneți, domnule, dar stai că nu știm că o fi copățit. Bun, haideți să vedem. Dar eu vă spun că un rezultat bun, foarte bun, pentru PNL și pentru PPE la europarlamentare este vital în ecuația unei astfel de negocieri. Pentru Partidul Liberal, de exemplu, în sine. Bun, să spunem că s-ar lua un rezultat mic. Doamne, europarlamentarele nu sunt miză. Adică, intern pentru PNL, problema va fi cu localele, unde trebuie să existe primari care să stragă, și cu parlamentarele noastre, că acolo se fac majoritățile. Au timp, că se întâmplă alegerile în iunie sau că se întâmplă în toamnă spre iarnă, oamenii au timp să lupte, să tragă și să se organizeze. Miza de tip blitzkrieg, rapid acum, prima, pentru europarlamentare, din punctul meu de vedere, repet, este mult mai mare pentru președintele Iohannis dacă
are în minte o funcție europeană, așa cum eu cred pe analiza mea jurnalistică. Da, nu m-au sunat cei de la servicii să-mi spună, sau e o pură analiză personală. Da, o teorie acum interesantă, care până la urmă are legătură și cu acel moment recent de la Strasbourg, în care președintele a vorbit despre necesitatea ca cineva din Europa de Est. Că Est nu prea s-a dat și Estul a fost văduvit și Estul ar merita mai mult. Este, repet, o analiză pe care eu nu am auzit-o în spațiu public până acum, dar pentru oamenii inteligenți e bine să o spunem. Acum, în logica respectivă, am făcut această introducere cu alegeri, cu comasarea și cu miza europarlamentară. Hai să mergem și la partea cealaltă a liniilor roșii pe care v-am descris-o. Ei bine, mai există o linie roșie pe care tot din partea de dreapta, să spunem așa, nu se prea acceptă trecerea, și anume pierderea postului de președinte al României. Adică cumva tot înspre dreapta se trage și, până la urmă, e cea mai importantă funcție în statul român, e normal să o vrea toți. Acum, mă pun în locul, fac un joc de imaginație și mă pun în locul domnului Ciolacu, care ar putea avea toată deschiderea în orice negociere vreți dumneavoastră. Să spunem că ar fi cel mai deschis pe lumea asta. Cu ce s-ar putea duce el la partid înapoi, după această negociere? Să spună, bă, trebuie să comasăm, nu neapărat pentru noi, că noi PSD-iștii o închidem noi cum o închidem. Trebuie să lăsăm și prezidenția, hai să uităm și pe aia că așa, și primim ce? Păi primim primăria capitalei. Bun, e interesant, e o funcție importantă, da? În actuala conformație politică și desfășurarea de forțe în București astăzi, asta nu e o funcție pe care cineva, chiar și aliate cele două partide, să o poată garanta cuiva. Eu vă spun că la cât de încurcate sunt căile electorale astăzi, prin această prostie, această, altfel nu pot să-i spun, această aberație păstrată de multă vreme de guvernanții și de aleșii neamului, și anume alegerile într-un singur tur, nimeni, sub nicio formă astăzi, cu orice alianță și orice înțelege, nu poate garanta că dacă se pune un candidat comun, cine vreți dumneavoastră, Firea, Ciolacu, Ponta, Grindeanu sau orice vreți dumneavoastră în configurația asta, va câștiga primăria capitalei. Și atunci eu mă pun, repet, în postura asta, în jocul ăsta de imaginație, în locul lui Ciolacu, și să mă întorc la partid și să spun ce? Bă, n-avem prezidenția, acceptăm și comasarea și am luat acest post de primar al capitalei, extrem de interesant, de vizibil, de nu știu ce, dar care e cumva pielea ursului din pădure sau vrabia de pe gard, sau cum e vorba aia. Și de aici hai să vedem cam cine ce negociază. Puneți la tot acest ghiveci, cu asta închei, puneți la tot acest ghiveci și presiunea pe care o are mai nou Marcel Ciolacu, asta e pe surse clare, adică nu e vreo poveste, asta nu e vreo deducție logică, presiunea pe care o are Marcel Ciolacu astăzi din partea partidului, cel puțin a unei grupări, și aici mă refer foarte clar, știți cu toții, la gruparea Firea, Paul Stănescu și încă câțiva, care i-ar trage preșul de sub picioare mâine, dacă ar putea, cu tot felul de argumente. Inclusiv asta, bă, ce faci? Vin partidul, ne lași fără nimic. Și atunci înțelegeți, zic eu singuri, de ce toate aceste negocieri de la o zi la alta se împotmolesc și se amână. Trebuia să aflăm joi decisiva, vineri, acum astăzi trebuia, eu cred că astăzi, de exemplu, președintele PNL-ului, care se află într-o situație delicată, neputând să livreze efectiv un rezultat, lumea îl întreabă, da? Nu o să poată ieși public așa cum este preconizat în seara asta și să spună, dom'le, ne-am înțeles. Deja pe surse știm că se amână încă o zi, da? Și încă o zi și încă o zi. E cumva într-o situație de pat, aia din șac, da? Situația pat. Da, interesant. Oricum, lucrurile ar trebui să se tranșeze, pentru că nu de alta, dar vin alegerile. Mai avem un pic și trebuie să înceapă și campania electorală, cum spunea și domnul Gurand altfel ceva mai devreme. Și ar fi trebuit să se gândească mai devreme la lucrurile acestea, de asemenea analiza domnului Guran. Vă mulțumesc foarte mult amândurora pentru intervenții. Au fost Dan Bucura și Virgil Guran din partea PNL și s-a mai încercat o comasare a alegerilor în 2012, însă atunci Curtea Constituțională a decis că această manevră nu corespunde Constituției. Despre acest lucru, dar și despre tensiunile din coaliție, discutăm cu Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei. Bună seara! Bună seara!
Să lămurim puțin cât de constituțional ar fi această comasare, pentru că se discută acum și era și discuția de ceva mai devreme din jurnal despre comasarea primelor alegeri, cele europarlamentare cu cele locale. E sau nu legală? E clar neconstituțională. Oricine citește hotărârea Curții Constituționale dată în 2012, când guvernul Boc a adoptat o lege de comasare a alegerilor locale cu parlamentarele, s-a judecat. Culmea este că cei care au atacat la Curtea Constituțională sunt parlamentarii PSD și PNL, cei care astăzi discută de comasarea alegerilor. Adică ei au atacat că e neconstituțională în 2012 și acum o consideră constituțională. Dar, repet, oricine citește decizia Curții și mai ales motivarea deciziei Curții știe limpede că este neconstituțională comasarea prin adoptarea unei legi care să schimbe regulile jocului cu 4 luni de zile înainte, prin faptul că se amestecă europarlamentare cu locale, prin faptul că nu se respectă legea privind organizarea alegerilor la finalul mandatului aleșilor locali, care mandat e prevăzut de Constituție, mandatul de 4 ani. E clar că e neconstituțională pentru orice om care are minim bun simț. Eu vă spun sincer că nu pot să înțeleg pe ăștia de la PNL și de la PSD. De un an de zile discută. Au început discuția comasare locale cu parlamentare, dacă vă aduceți aminte. După aia s-a discutat de comasarea alegerilor locale cu primul tur al prezidențialelor, care și aia e imposibilă, n-ai cum, alegerile se fac la termen, la troc, când înainte de expirarea mandatului președintelui, înainte de expirarea mandatului parlamentului, înainte de expirarea mandatului primarilor. Primarii, de exemplu, au depus jurământul, deși au început mandatul, au depus jurământul în fața consiliilor între 10 și 30 octombrie. Nu se face alegeri în 9 iunie. Păi de ce nu facem alegeri în 9 iunie pentru mandatul primarilor din 2028 până în 2032? De ce ne mai chinim? Oricum, ei cu alegerile pentru localități, în peste 60 de localități au refuzat 2 ani de zile de când e această coaliție să organizeze alegeri locale, deși Constituția și legea obligat, deși am câștigat în instanță la Înalta Curte de Casație și Justiție procesul prin care Înalta Curte de Casație și Justiție e obligat să respecte legea, să organizeze alegerile, să emită hotărârea de guvern de organizare a alegerilor. Revin. Oricine citește decizia Curții Constituționale știe foarte clar că este neconstituțională această comasare. Faptul că au discutat numai de asta, îi frământă problema asta. Cum să aranjeze alegerile, să le unească astfel încât să-i păcălească pe români, să obțină mai multe voturi prin utilizarea popularității primarilor în funcție. Este ceva profund nedemocratic, n-are nicio legătură cu buna guvernare și mai ales cu poți să-i păcălești pe oameni. Oamenii o să te judece și o să le dea votul după cum au apreciat guvernarea. Actuala coaliție guvernează prost. Salariul real în ultimii 2 ani de zile a scăzut, deci puterea de cumpărare a veniturilor românilor au crescut. România e campioană la inflație. Suntem pe locul 2 în 2023 ca mărimea inflației după Cehia. România e campioană la creșterea taxelor, impozitelor și contribuțiilor. România este campioană la reducerea puterii de cumpărare. România este campioană la reducerea investițiilor în economie. Ori această proastă guvernare care i-a făcut pe român să trăiască mai prost și care a creat o stare de nemulțumire profundă în societate, evident că va duce la pierderi masive de voturi din partea partidelor de guvernământ. De-aia încearcă ei să-și mecherească. Acum vă mai spun încă o chestiune. Interesul PNL, dacă tot vorbim de interesul PNL, nu ar fi ca alegerile locale să fie simultan cu alegerile europarlamentare. PNL și, în general, un partid politic ajunge la guvernare, care este ținta oricărui partid politic, în funcție de numărul de parlamentari și de scorul de la parlamentare. În mod normal, dacă ei ar vrea să fie mai puternici, să aibă o șansă mai mare de guvernare, în interesul PNL, ar trebui să unească localele cu parlamentare. Deși și asta e evident neconstituțional. Nu există niciun dubiu și în privința asta. Dar
dacă tot s-au hotărât să calce în picioare Constituția, să nu le pese de ce gândesc românii și de ce vor românii, ar trebui să unească locale cu parlamentarele pe ideea că popularitatea primarilor să le aducă mai multe voturi în desfacă și vor fi mai puternici în negocierile pentru formarea noului guvern. Numai că încăpățânarea de a impune în coaliție simultaneitatea localelor cu alegerile pentru Parlamentul European este determinată strict de interesul personal de a scăpa pielea a lui Ciucă, a lui Bode, a lui Flutura, altora care fac pe șefii la partid și mai ales a lui Iohannis. Pentru că ce a zis domnul Bucura are, să zic așa, o oarecare legătură, deși eu vă spun din capul locului. Obiectivul fundamental al PP în negocierile de după alegerile pentru Parlamentul European este președinția Comisiei Europene. Așa o negocia PP totdeauna, iar pentru asta ei sacrifică absolut orice. Deci părerea mea că șansele lui Iohannis de a obține vreo funcție este egală cu zero. Măcar se încearcă. Repet, asta este împotriva interesului PNL să comasezi localele cu parlamentarele. Este doar în interesul salvării piei lui Ciucă, funcțiilor lui Ciucă, lui Bode și a celor care au condus catastrofal PNL și ca slujele lui Iohannis au făcut această coaliție cu PSD-ul, au călcat în picioare toate promisiunile electorale, au mărit taxe, impozite, contribuții, au erodat puterea de cumpărare a românilor, au alungat investitorii și au bătut joc de legii de afaceri de cei din profesiile liberale, de cei care muncesc în mediul privat și vor da socoteală oricum. Nu au cum să scape de aceste grave prevedere ale alegătorilor care le-au acordat încredere. Sperăm să aflăm cum vor sta lucrurile în această vineri, chiar dacă este destul de târziu. Noi cu siguranță vom ataca la Curtea Constituțională orice lege încearcă ei să modifice, pentru că n-au cum să forțeze alegerile decât printr-o modificare legislativă. Ei nu pot să dea o hotărâre de guvern că organizăm alegerile locale. N-au cum, legal, constituțional. Da. Dacă o fac așa, atacăm la Curtea Constituțională. Am înțeles. Contencios. Mulțumesc foarte mult. Ludovic Orban a fost în legătură telefonică directă cu noi. Mergem mai departe acum în jurnal.